Până în luna martie, Asociația Kayak Smile din satul mare va primi 13 scaune speciale care vor permite persoanelor cu dizabilități să se bucure de sporturile de iarnă pe pârtile din țară. Vor fi dotate 10 domenii schiabile la nivel național, precum cel din Vatra Dornei, Poiana Brașov, Cheile Grădiștei sau Feleacul, iar respectivele scaune vor putea fi folosite gratuit de către copii sau adulții cu probleme de mobilitate. Aducem scaune speciale adaptate ca persoanele cu dizabilități să poată schia. Vrem să dotăm 10 pârtii din România. E o campanie care am început-o anul trecut în noiembrie. Am reușit să și strângem. A fost o campanie la nivel național de strângere de fonduri, am reușit să și strângem. Vom primi 13 scaune care vor fi lăsate pe 10 pârtii din România, unde persoanele cu dizabilități pot schia dacă își doresc. Persoanele care vin acolo, beneficiază de acel scaun în mod gratuit, chiar și de urcările care sunt la pârtie. Acest proiect este unic în lume, deoarece scaunele destinate persoanelor cu dizabilități pot fi folosite gratuit, în timp ce în străinătate, de exemplu, acestea sunt puse la plată. Pentru copiii și tinerii cu probleme care urcă pentru prima dată pe schiuri, este o bucurie de nedescris, iar acest feedback dă putere membrilor Asociației Kayak Smile să continue demersurile prin care combat discriminarea și marginalizarea persoanelor cu dizabilități. Eu trăiesc alături de ei și feedback-urile că mă iubesc și că sunt foarte fericiți, dar îți strigă pur și simplu, nu? Se bucură mult mai mult decât ne putem noi bucura, pentru că nu, pentru noi este un sport destul de accesibil, deocamdată pentru ei nu este, acum lucrăm la asta. Se bucură enorm de mult. Am avut câteva feedback-uri care și mi-au dat puterea să fac proiectul la nivel național, de la părinți care au spus că nu și-au auzit copiii în viața lor așa atât de fericiți și să plângă de fericire și să râdă de fericire așa de tare cum au făcut-o cu mine pe pârtie. În cadrul Asociației Kayak Smile există inclusiv 2 monitori de schi persoane cu dizabilități, care la rândul lor pot să învețe alți tineri cu nevoi speciale cum să practice sporturile de iarnă.